Odată este celebrul Tata Mission, ne aflăm înainte de a treia lansare a acestui program. Va avea doi piloni, pilonul 1 pentru cei care sunt din România și pilonul 2 pentru cei care vin din diaspora. Schema se va derula până în 2027, deci probabil vom avea în fiecare an Startup Nation. Valoarea sprijinului este de 100.000 de lei dacă vă asumați un angajat din de 2 ani de zile sau de 200.000 de lei dacă vă asumați 2 angajați din de 2 ani. Apelul va sta deschis 30 de zile. Din punct de vedere al eligibilității, nu avem foarte multe condiții, să fie capital privat. Cea mai importantă să fie înființată firma după 1.1.2020 și aici un aspect care reiese din criteriile de selecție și nu din eligibilitate, cine a mai avut firmă nu are șanse. De ce? Pentru că există un criteriu de punctaj care punctează debutul în afaceri. Deci dacă ați avut firmă mai veche de 1.1.2020, doar dacă înființați o firmă pe altcineva, altfel, nu prea sunt șanse. Da, cheltuieli eligibile, o să vedeți că sunt foarte multe. Din păcate, nu putem accesa decât cheltuielile de la punctul A, echipamentele tehnologice, și cheltuielile de la punctul F, voucherul de digitalizare. De ce? Pentru că astea sunt obligatorii. Și de ce spun asta? Pentru că vedem departajarea. Da? Deci la punctaje egale, practic toată lumea va putea face 90 de puncte. Iar punctajul care este destul de ușor de obținut, cele 10 puncte pentru brevet nu le va face foarte multă lume. Și la punctaje egale, practic, aceste criterii se anulează, că merge în față cine obține punctajul acestei criterii, doar cum toată lumea va obține, și ajungem la valoarea exactă a procentului investiției în echipamente. Și atunci mă întorc înapoi, practic, cine are procent mai mare din proiect în punctul A în echipamente, acela are șanse mai mari. Și acum șmecheria care? Adică pachetul digital nu intră la echipamente. Și pachetul digital, deși e minim 25.000 de lei, e maxim 25.000, că cu cât te duci mai mult pe pachetul digital, cu atât scade procentul de echipamente. Și mai e o chestie aici, cine vrea să pună mai mult de 15%, cât trebuie pus conform punctajului, poate să scadă în procent pachetul digital. Adică cu cât vii tu mai cu mai mulți bani în echipamente, cu atât pachetul digital scade ca procent. Poate deci, practic, scade sub 25? Nu, ca procent. Deci el rămâne 25.000 de lei. Dar tu dacă faci un proiect de 400.000 de lei, atunci 25.000 de lei reprezintă mult mai puțin procentual decât dacă faci un proiect de 250.000. Deci, practic, dacă rămâne așa, vom ajunge la un concurs de cine pune mai mulți bani. Cam atât am avut din partea noastră a OneIT. Practic, noi ajutăm companiile, organizațiile să se dezvolte prin intermediul tehnologiei.